a scris despre el însuși că este un filosof care a scris poezie. Dar în România, îl consideră un poet care a scris filosofie. E inversat. Nu numai că Marta Petreu îl exonerează pe Blaga de acuzele aduse, însă senzația mea este că reușește să încapsuleze o formă mentis a lui Blaga, care cred că e foarte importantă pentru cei care de acum încolo vor încerca să-l înțeleagă pe Blaga, fie ca poet, fie ca filozof. Ce mi se pare mie interesant în această reevaluare a lui Blaga este că dacă pornim de la biografie și înțelegem mai bine cum să-l situăm biografic și contextual pe Blaga, atunci cartea asta ne aruncă o provocare foarte serioasă de tip contrafactual. Cum ar fi arătat școala filozofică și filozofia românească dacă Blaga ar fi fost lăsat să construiască instituțional la Cluj o facultate de filozofie așa cum trebuie?